Salutare toată lumea, bine m-am găsit la un clip pe canal După cum am văzut acolo în titlu și în thumbnail Astăzi o să vă arăt un tutorial cum să instalați SAMP pe telefon Pentru că am văzut multe comentarii la clipul trecut cu SAMP Așa că dacă vă place acest clip, nu ezitați acolo să apăsați pe butonaj de like Să strângem la acest clip uh, 200 de like-uri băieți Dacă strângem, hai să zicem, nu, 100, dacă strângem 150 de like-uri Vom mai continua băieți, așa că apăsați acolo pe butonaj de like Uh, o să vă arăt acum cum se instala samp și chestii, o să aveți acolo tot ce trebuie în descriere, vă abonați acolo dacă sunteți noi uh, discord tot așa la aveți în descriere, serverul de la Băieții ăștia tot așa în descriere Așa că, bun Ca prima și prima dată deschideți telefonul și vă uceți pe magazin Play, bun băieți uh, A, și așa scrieți aici uh, Scrieți uh, Samp Launcher, deci bun scrie Samp Launcher era așa, bun. Sam Launcher, dați pe primul ăsta Sam Launcher, dacă nu va apare înseamnă că nu o să vă ducă, dar, da, bun, dăm pe instalați, așteptăm să se instaleze, imediat se instalează. Este destul de ușor de instalat, o să vă arăt și un tutorial, tutorial rapid, cum putem să intrați pe server, tot ce trebuie să vă descurcați la început. Așa că, bun, haideți să vedem, se instalează frumos, imediat se instalează aici. Asta colozioare și vor pentru că vreau să bag moduri, altfel nu știu cum aș putea să bag, dar o să vedem băieți, o să vedem. Așteptăm aici să se bage acest uh, sample launcher, dăm pe jucați frumos aici ca băieții. Bun, aici dați, permiteți. Și aici o să vă apare game is not installed, la fel ca în mine. Dați, dați apăsați aici pe. apăsați aici pe asta. pe ăsta aici pe install client. Așa. Dați așa două secunde. Install client. Dăm pe yes. Așteptăm un pic să se facă chestiile astea. O să vă mai descarce un alt APK. Dăm pe auto aici. Deci dăm pe aici pe auto. Așa, bun. Dăm pe auto. Dăm la setări aici. Accesăm permite de la această sursă. Dăm, dăm apăsăm aici Instalați și așteptăm un pic să se instaleze alt launcher, pentru că el nu știu cum rulează, dar o să vedem minutele ce urmează. Și nu, bun băieți, așa, haideți să așteptăm să se instaleze Samp aici. Este destul de rapid și de ușor de instalat. Aplicație instalată, dăm pe aici pe gata. Bun, după ieșim din magazin Play, îl ștergem în dâmbar, îl scoatem frumos, dăm, apăsăm pe aplicația asta de aici, Sump Launcher, deci ăsta cu s ăsta în portocaliu, galben așa, dăm din nou permiteți, aici o să vă apară light sau full, noi desigur că o să dăm pe full, vedeți că o să vă ia o grămadă, gen 2 giga, 2,3 GB, așa, update client, install version și acum așteptăm băieți. O să, o să fie ceva până se instalează tot procesul ăsta aici. O să vă arăt și cum să vă faceți cont și tot ce trebuie. Așa că apăsați acolo pe butonul de like o să fie tot ce trebuie. Să facem 150 de like-uri, dacă facem 150 de like-uri la clipul ăsta, o să mai postăm. O să facem vineri, deci vineri dacă am o dispoziție cât de cât ok și nu am lene pe mine. O să facem un vineri un live în care facem acolo cu Sam, cu toate băieții. Deci să fiți acolo, geană pe canal, abonați acolo, vă abonați dacă sunteți noi, cu clopoțel cu tot ce trebuie. Și vă dați seama că o să facem acolo live blana. seară am fost 20, 30 și aproape activ pe server și mulți dintre voi nu mi-au băgat acel cod, deci referal codul. Și Na, nu sunteți obligați până la urmă să-l băgați, dar dacă vreți un plus să-mi aduce și mie și vouă pe server, adică o să vă mulțumesc prin gifturi, adică o să vă mulțumesc pentru acel cod, adică pentru referalul ăla, nu sunteți obligați cum am spus să-l puneți, dar ca să știu, în mare parte să știu că de la cine a venit, de la că eu câți oameni am adus pe server, pentru că, na. Am vorbit și cu suporterul serverului, adică creatorul serverului. O să fac, mare parte, nu, nu e așa wow. Adică că fac, doar am primit un grad de youtuber și cam atât. Deci, na, o să vedeți, o să mă vedeți cam în fiecare zi pe server. Dacă intrați, puteți să vorbiți cu mine, deci fără să mai dați mesaje în privat și chestii. Hai că până povestim noi aici se face și ăsta. O să dureze ceva, na este destul de maricel adică gândiți-vă și voi, 2,3 giga e, e măricel. Și na, o să, cum am spus, o să încercăm să facem mai multe clipuri în care, na, prindem multe par și chestii. Gen un fel de reduc 2, asta vreau să menționez, dar haideți să vedem ce și ce o să iasă aici. Deci, samp pentru telefon este sincer, este cea mai ușoară metodă prin a te juca Samp. Adică e mai ușor pe, după părerea mea, pe telefon decât pe PC. Dar, în mare parte, pe telefon e ok. Vreau să fim cât mai mulți pe server. Poate în seara asta vom fi 50-60 pe acolo. Deci, dacă suntem... Sau când facem un live acolo, poate suntem 100 de oameni pe server sau o să vedem băieți, o să vedem o să fac tutoriale cum să aplicați pe facțiune, orice, o să fie o grămadă de lucruri interesante la mine pe canal. O să pun aici o pauză până, până să încarcă chestia asta pentru că sincer nu prea am ce să mai zic, așa că o să revenim după ce se încarcă. Bun bă băieți, după ce s-a instalat tot progresul, după ce ați instalat varianta de 2,3 GB, Aici o să vă bagi într-un meniu, aveți aici, aici jos server, settings și mai multe. Azi să ne facem și niște setări rapide. O să vă activați aici BAM, display fps și aici dați chat mai mic ca să fie bine. După intrăm aici pe servere favorite, ad server. băgăm aici RPG la familia.ro. Ad server favorit. Sunt 11 playeri, deci sunt câțiva, Aici o să ne punem un nume, o să ne punem uh, uh, account test. Bun. Account test. Eu vă zic să eu vă recomanda să nu folosiți numele pentru că nu e ok, adică cine ar sta să așa. Bun. Aici bifați bifat frumos uh, ăsta microfonul, adică îl activați bun acum așteptăm să ne bage în Sămpescu. așa, bun, așteptăm așteptăm, așteptăm să se încarce asta pe aici așa, perfect bun, bun, bun aici o să ne punem să ne facem un caracter noi o să ne alegem o să ne alegem aici Uh, name, o să punem nume uh, Test Account, Test Account. Bun, Test Account va fi așa. Email, Test. Aici la email nu trebuie să pune un uh, unu activ, unul real, puteți spuneți așa. Uh, 5 5 aron gmail com Bun băieți, dăm set. Aici o să băgăm ID-ul. Eu vă recomand să băgați ID-ul meu. 1, 2, 7, 4. așa, dacă vei primi, uitați, dacă adaugi un referal, vei primi 10 milioane și 10 safire. Eu zic că se merită, adică, bă, pui mei. what? A, deci aparent, da, deci aparent e ID-ul pe tot băgați ID-ul meu 1 2, 7, 4 referal nu băgăm aici puteți să băgați orice vârstă noi să băgăm 25 de exemplu nu băgăm referal aici e male băgăm așa și punem skin-ul ăsta dăm don. nu ai completat toate a, ah, parola. Am uitat să pun parola. Aici o să punem parola test count. Test account 5436. Test account 5436. Bun. Și după o să dăm. Haideți să ne și selectăm asta aici ca să dăm Dan Acum o să ne pună să ne băgăm parola. O să băgăm uh, test account. 5, 4, 3, 6. Bun. Dăm logare. Aici vaporul tău, vaporul tău ajunge imediat în orașul Los Santos. Noua ta aventură începe acum. Cam asta este intro-ul. Vine aici vapor. Așa, aici zice că ai primit așa. Bam, bam. Și cam asta e spawn-ul. Pentru început intră, veniți aici la spawn. Haideți să, să facem și noi aici graficile. Uh, display graphics. Dăm și noi pe 80%. Bun, dăm pe ăsta, pe ăsta. Și pe max. Max. Așa, ca să vadă mai binișor. Aici ar trebui să aveți niște mașini, dar nu știu de ce îs în altă parte. De exemplu, haideți să luăm scuterul ăsta. Luăm scutiericiul ăsta. Stați așa să opresc și radioul, că poate ne luăm copyright. Ne luăm copyright, băieți. Așa. Bun, oprim radioul. A, și aici la setări, la camera și la controle. O să băgăm așa pe butoane. Și cam astea sunt -și, și setările. Și o să mergem și noi. Așa frumos, bun. Pentru început luați o mașină, un scutere orice. Și o să mergeți aici unde vă arăt fratele vostru. Haideți să i dăm talpică. Putem să apropiem camera așa sau așa. Deci haideți să mergem aici. Aici este școala de șoferi. Bun, aici este școala de șoferi. Așa, Venim aici, dăm slash, apăsăm pe chat ca să putem scrie, uh, slash examen. Bun. Acum mergem frumos, apăsăm aici lângă tab în stânga tabului și apăsăm pe F ca să pornească, ba nu, pe F, uh, pe 2 ca să pornească mașina. Bun. Haideți să mergem frumos. Pe PC, dacă vă băgați pe PC, aveți semnalizări pe E și Q, dar pe telefon, din păcate, nu avem semnalizări. Asta este. Așa, mergem așa frumos aici, ușor. După ce o să facem asta, o să încheiem clipul, pentru că, na, este deja de ajuns. Și, na, hai să mergem frumos pe aici să facem repede, să luăm carnetul. După ce luați carnetul, o să vă ducă de, unde de unde, ați, de dat examen. De acolo vă descurcați de gen slash jobs și vă începeți cariera pe acest server. Eu zic că serverul este destul de frumos, mai trebuie un pic lucra la el, sincer. Adică, după părerea mea, că mai trebuie lucra mult ca să fie de roleplay. Bun. Așa, ai primit toate cele licențe timp de 10 ore, deoarece ești începător. Bun. Așa, deci avem toate licențele timp de 10 ore. Da, uite aici apăsați din nou pe a scris slash jobs. Aici nu o să mai fac eu joburi, avem fermier, tracker, wood, așa, car, Jacker, așa, fisher, care este cel mai bun fisher, gen cel mai bun ăsta și cam asta e faza. Cam asta sunt joburile și na, cam asta a fost și cu acest clip, dacă v-a plăcut acolo, nu uitați să apăsați pe butonajul de like. Eu vă aștept aici pe server, uite, suntem 14 player pe server, deci eu vă aștept pe server, pentru că serverul, să jucăm aici, ne vedem undeva, o să scriu pe chat. Ca să scrieți pe chat, dați slash dâsă, cât dar n-aveți level ca să scrieți pe chat. Așa că da, veți, eu am fost de grem și o să ne vedem pe server, veți, data viitoare. Pa pa.